După câțiva ani de pregătire, AGF Buzău a reușit să pună în practică înființarea unei superligi care să cuprindă cele mai bune echipe din fotbalul mic buzoian. Pe lângă normele valorice, selecția s-a făcut și funcție de criteriul financiar și cel al infrastructurii formațiilor. Dar iată cele 14 echipe acceptate deja pentru a evolua în Superligă. Vernești, Boboc, Berca, Luciu, Locomotiva, Viitorul Buzău, Gălbinaș, Puiești, Nehoiu, Lanuri, Zărnești, Săgeata, Metalul Buzău, Olimpia, Râmnicu Sărat și Recolta Sălcioara. De remarcat că Olimpia Râmnicu Sărat a renunțat de bună voie la a evolua în Liga a treia pentru Superligă, în timp ce recolta sălcioară a fost promovată pe ultima sută de metri după ce în localitate a fost construit un frumos stadion. AJF Buzău se hotărâse la doar 14 echipe pentru a evolua în Superligă, dar astăzi președintele Gloriei Dan Tulpan a venit cu rugămintea ca în Superligă să fie acceptată și Gloria 2. Caz în care, pentru ca Superliga să aibă un număr par de echipe, se va mai alege o formație dintre pogoanele și săhăteni. Sezonul de toamnă va începe sâmbăta viitoare cu o etapă din Cupa României, urmând ca sâmbătă 31 august să fie programată prima etapă a Superligii.